Bună seara! Înapoi la argument, ca de obicei găzduiți de către Muzeul de Artă Apuseană Veche, inginer Dumitru Minovici, împreună cu Șerban Sturza, arhitect, președintele Ordinului Arhitecților. Vom vorbi în această seară despre o inițiativă a administrației prezidențiale, și anume un raport asupra patrimoniului. Raportul este rezultatul muncii de un an al Comisiei Prezidențiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice și Naturale. În septembrie 2009 a fost lansat. Comisia a fost condusă de doi președinți. Este vorba de Dan Mohanu, șeful Catedrei de Restaurare Patrimoniu, Universitatea Națională de Arte București, și de Șerban Sturza, arhitect, președinte al Ordinului Arhitecților din România. Șerban, spune scopurile, activitatea și rezultatul activității acestei comisii. Scopul era, în mod evident, după ce voci și de specialiști, de nespecialiști, au observat ce se întâmplă cu patrimoniul începând după 2000, să se facă o radiografie, o secțiune transversală prin realitatea românească și să se poată evalua, într-un fel mai precis decât până acum, situația reală a patrimoniului, deoarece constatările de suprafață erau o alarmă în ceea ce privește pierderile. Și atunci, pe baza unei comisii, s-a făcut timp de un an o investigare în domeniu, care nu este o investigare exhaustivă, dar reușește poate mai bine decât până acum să dea o imagine asupra stării. Scopul era o radiografiere a situației patrimoniului? Și după aceea, în măsura posibilului, dar nu finalizând, o propunere, o listă de propuneri de măsuri urgente și de măsuri pe termen lung, în așa fel încât situația să fie remediată. Trebuie să spun însă de la început că aceste liste de măsuri trebuiau, nefiind secondate în perioada asta de juriști, să fie doar niște sugestii care urmau după aia să fie analizate și puse într-o formă care să fie legislativ acceptată. Sunt trei părți: starea patrimoniului construit și a siturilor istorice, a doua parte educația, formarea și informarea în domeniul patrimoniului construit, iar a treia parte legislație, instituții, strategie și măsuri. Prima parte are câteva capitole care sugerează noțiunea vastă de patrimoniu. Un capitol e dedicat monumentelor istorice, un altul componentei artistice a elementelor de patrimoniu, monumentele arheologice, o altă parte, agresiunea asupra patrimoniului istoric din București, care este un capitol aparte, și ultima parte, legislație, instituții, strategii și măsuri, se încheie cu un capitol de măsuri, succint, care poate fi interpretat ca instrumentul la care ar trebui să se recurgă ca să se facă ceva. Așa este. E mulțumitor, Șerban? Stadiul unde suntem acum ne pune în situația de a spune: știm ce este patrimoniu, cunoaștem situația lui, care este foarte proastă, și știm și măsurile pe care trebuie să le luăm ca lucrurile să remedieze. Cred că ar fi prea simplu. Dacă suntem confortabili instalați în această concluzie? Nu, decât o zi, ziua în care s-a predat acest raport, începând de a doua zi, pentru că lucrurile sunt în mișcare, lucrurile evoluează. Și anume, patrimoniul se degradează în continuare. Patrimoniul se degradează în continuare, dar acțiunile sunt frânate sau sunt greu de aplicat din motivele pe care le știm. Fie buget, fie scheme de organizare, personal calificat, poate chiar un anumit imobilism sau o stare în care ne aflăm și pe care o acceptăm. Așa că, de fapt, situația continuă. Totuși, avantajul foarte mare al acestui raport este că dă o imagine de ansamblu dacă ești interesat să o analizezi. Și dacă ești interesat să și faci ceva, atunci, pe baza acestui material, poți să începi lucrurile în mai multe trepte. Aș spune că în momentul în care ești într-o situație de criză, pentru că raportul ăsta pune în evidență faptul că hemoragia care se produce de pierderi nu este normală. În orice țară patrimoniul se degradează și trebuie întreținut. La noi în țară este un caz special,
nu din cauza că noi suntem mai răi sau mai incapabili, ci din cauza că există un patrimoniu care timp îndelungat a fost neîntreținut și din cauza că suntem într-o perioadă acum de tranziție care de fapt nu s-a terminat și în care avem și mentalități și posibilități reduse. Așa că în momentul ăsta pierderile la noi sunt mai mari decât în alte părți. Întrebarea e de ce, Șerban? Sunt patru componente. Oameni, instituții, buget, legislație. Da. Unde nu suntem în regulă? E vorba de atitudinea oamenilor, e vorba de atitudinea instituțiilor, e vorba de mărimea bugetului sau e vorba de legislație? Eu aș spune, le-aș lua pe toate pe rând. Dacă e vorba de oameni, aș spune că în capul nostru, al românilor, la ora asta, este că viața curge normal, pentru că nu avem un factor de comparație. Dacă însă vei face o comparație cu pierderile din alte țări, în ceea ce privește patrimoniu, cu raportul între numărul de monumente față de populația care este, cu raportul între oamenii care se îngrijesc de patrimoniu și numărul componentelor sau al obiectelor de patrimoniu, o să vedem că diferențele sunt mari. Dar asta încă nu este foarte grav. Ceea ce este foarte grav este că percepția despre monument este complet denaturată. Cum? Aș spune că, și aici o să-l citez într-un fel pe David Baxter, pentru că el a pus problema în felul ăsta frontal în cadrul comisiei, a spus, voi românii, el fiind englez și exercitându-și profesia și în România la ora asta, deci cunoscând lucrurile profund, spunea, voi aveți o viziune despre patrimoniu care face ca omul să identifice obiectul de patrimoniu cu ceva de care n-ai voie să te atingi, care e mai bine să-l lași pe seama Ministerului Culturii și să-l elimini din strategiile tale. Este ceva periculos, este ceva cu care n-ai de-a face, de fapt. Adică e o concepție muzeală despre patrimoniu. O concepție și muzeală și oarecum în care e bine să nu te implici, e riscant. Păi, este al altcuiva. Iartă-mă că intervin prostește cu siguranță, dar la muzeu nu mi se spune nu atingeți? Ba da, acum fac și o paranteză. Există muzee în care se spune atingeți, închideți ochii, pipăiți, înțelegeți. Și atunci veți vedea cum e făcută o sculptură sau un obiect în Egiptul antic. Deci există multe feluri de a vizita un muzeu. Și aici s-ar putea discuta mult. Chestiunea pe care o spunea și o punea în evidență David Baxter este că heritage, în englezește, înseamnă moștenire și că patrimoniul la noi înseamnă, chiar dacă are o componentă de sens, înseamnă cu totul altceva pentru persoanele de la noi. Una este să moștenești, să primești de la strămoși și să dai mai departe și chestiunea asta înseamnă că, de fapt, tu ești un transmițător și că treaba asta nu se face stând cu mâinile încrucișate, ci luptându-te. Întreținând treaba asta și asta înseamnă un efort, câteodată și un conflict. Și alta este un heritage pe care noi îl numim patrimoniu și în care spunem statul are grijă de cutare obiect, noi nu avem nicio obligație. Aha, deci ideea e treaba statului, e treaba statului, nu e a mea. Și chestia asta este și mai complicat de asimilat, atâta timp cât înainte statul era într-un fel dușmanul oamenilor și atunci era perceput ca o entitate pe care cu cât o prazi, cu cât furi, hai că furăm o cărămidă de pe șantier, e foarte bine ca aia statului și noi avem dreptul. Sau țăranul care își lua recolta zicea, domne, ăștia mi-o fură mie, eu trebuie să mi-o recuperez. Deci furtul de la stat era justificat. În momentul când am trecut în etapa de după 90 și chestiunea asta nu se mai pune, este foarte greu să-ți modifici punctul de vedere. Din punctul ăsta de vedere vorbeam că ideea de patrimoniu este greu de perceput. Și asta este o pierdere, pentru că dacă ar fi bine percepută, înseamnă că legislația, bugetul și alte lucruri ar putea să fie reglate. Dar ca să înțeleg mai bine,
De îndată ce un obiect este definit ca fiind de patrimoniu sau ca obiect de artă de patrimoniu și intră în posesia muzeelor și așa mai departe, e limpede că raționamentul nu e treaba mea, e treaba statului, funcționează. Pentru că statul, sub forma întreținerii muzeelor și deci a protejării patrimoniului, are grijă ca Andreescu pe care le avem și Paladii pe care le avem să nu se strice. Da. Dar când e vorba de lucruri care sunt în uzul cotidian, cum este vorba de biserici, cum este vorba de, nu știu, de clădiri, conace, palate, chiar casele în care unii oameni stau și care sunt case de patrimoniu, atunci problema nu este să definim ce este patrimoniu? Ba da, și chestiunea asta este, cred că, crucială și aș putea spune că ceea ce a relevat comisia sau experiențele de după au pus în evidență chestiuni foarte importante pe care ar trebui să le și discutăm și să le și adâncim. Mă refer la primul experiment care, după că văd aici cartea neagră a arhitecturii, este un lucru care a fost pornit cu ocazia acestui raport și pentru care trebuie să-i mulțumim Hanei Derer, care s-a ocupat intens. Este vorba de București aici, dar sperăm să fie București toate... București 1990-2009, aici scrie 01, semn că vor urma și altele. În speranța că vor urma și altele, cred că asta înseamnă doar să conștientizezi în ansamblu, în vrac distrugerile. Șerban, eu vreau să-ți arăt aici blocul Scala și vreau să te întreb, pentru locuitorii blocului Scala, blocul Scala, eu nu l-am văzut niciodată cât de frumos arăta în perioada interbelică. Ce clădire modernistă superbă era ea la origine. Și iată cum arată acum. Da. Acum... Este de patrimoniu această clădire, evident. Este. Patrimoniu modernist, e minunat. Da, da. Ce pot face locuitorii acestui bloc ca să întrețină patrimoniul? E un subiect care cred că poate fi ușor clarificat, dar care ține exact de oameni. De fapt, în momentul în care acești oameni primesc o sumă mică de bani, oricât de mică, ca să poată să pună în fața ferestrelor un outdoor, așa se cheamă, în fine, aceste afișe uriașe, ei o fac. Este un mod de a câștiga bani. Pentru că uitând, sunt săraci. Da, dar chestiunea asta nu este o scuză. Trebuie să spunem de la început că fațada unei clădiri aparține în același timp proprietarilor și orașului. Deci aici este o strategie pe care, din păcate, primăria o acceptă și care este complet greșită în ceea ce privește imaginea orașului. Foarte ușor, deci te poți opune și poți lua o măsură ca această fațadă să arate la fel. Deci am identificat atitudinea oamenilor care pentru bani puțin acceptă să mutileze fațada, atitudinea greșită a instituțiilor, respectiv primăria, care tolerează aceste largi desfășurări de reclamă. Da, în cazul ăsta da. Dar dacă ne întoarcem la situația din țară, aș spune că în paralel cu acest raport, un grup de oameni care și-a pus problema ce facem a doua zi după ce raportul va fi dat publicității, a hotărât să facă o vizită scurtă, dar cu urmări, doctorului Raed Arafat, care conduce... Cel cu smurdul. Smurdul. Am făcut parte din acest grup de oameni și am avut o discuție pe care aș observa-o ca notabilă, din cauza că acest medic, extrem de ocupat, ne-a primit, a ascultat ce am spus despre situația patrimoniului și în momentul când am pus problema cum ar trebui să acționăm, a spus, domne, sunteți în situație de criză. Exact ca atunci când există un accident și smurdul trebuie să vină să intervină. Ei bine, atunci trebuie să iei niște decizii rapide, să spui ce salvezi și ce nu salvezi și să faci o ierarhie și o metodologie care să fie foarte clară. Din punctul ăsta de vedere, cel mai bine e să acționați în front. Adică, și dau exemplu pentru că așa am și început, în loc să încercați să salvați o biserică,
vorbesc de o biserică de lemn, încercați să salvați mai multe deodată și să faceți din acest grup de biserici un front suficient de puternic ca să se observe ce înseamnă asta. Și atunci a apărut cumva înainte ideea, dar el ne-a întărit-o și pentru asta trebuie să-i mulțumesc public, ideea că proiectul 60 de biserici de lemn este un proiect care poate să deblocheze o minte care este obișnuită cu realitatea punctuală, dar nu este obișnuită să vadă dezastru în ansamblul lui. Ce e proiectul 60 de biserici? Proiectul 60 de biserici de lemn preia un proiect anterior făcut de o fundație de critici de artă, Fundația Dala, și îl dezvoltă la nivel național în așa fel încât el să poată să devină o preocupare ca și consecința raportului. Nu singura, dar una dintre ele. Este vorba de biserici mici, din lemn, clasificate ca fiind de patrimoniu. Toate clasificate și care, din păcate, se află într-o stare atât de gravă încât ele necesită intervenții de urgență sau de necesitate. De tip SMURD. De tip SMURD. Și ca să pot să explic mai bine despre ce e vorba, aș putea să dau aici câteva imagini. Aici întrebarea pe care profanul o pune este următoarea. Instituțiile abilitate să țină evidența stării acestor biserici au la zi situația lor? Adică situația din evidență pe care ai putut-o găsi centralizat la instituție, care o fi aceea, nu știu, este aceeași cu situația din teren? Nu. Din păcate, situația din teren este mult mai gravă și aș putea afirma că într-o mare măsură necunoscută. Deci, oameni, instituții. Cine trebuia să facă asta ca instituție și cine ca oameni? Cred că Ministerul Culturii și organizațiile, sau în fine, toate departamentele, acolo există un departament care se ocupă cu evidența. Cred că acest departament ar trebui să aibă o evidență clară. Cred că el e subdimensionat, are un personal foarte redus. A spus-o ministrul paleologu la o întâlnire pe care am avut-o. Însă cred că criticile, odată făcute, nu are sens să insiști asupra lor. Din cauza asta trebuie să spun că acțiunea pe care am pornit-o în vara asta, nu eu, ci un grup mai mare. Ajungem imediat la modul în care s-a făcut grupul. Da, aș vrea să spun că chestiunea asta ține de faptul că după ce constați o situație și după ce ești într-o situație SMURD, cum am spus, nu poți să aștepți și să te cerți. Clar că nu. Trebuie să faci ceva. Dar eu vreau să înțeleg cum să... În minister este acel compartiment subdimensionat, cum spui, da. Dar informația trebuie să vină din teritoriu. Cine o transmite din teritoriu? Păi sunt serviciile de concertate care ocupă în teritoriu niște poziții și care sunt și ele ușor subdimensionate și probabil că sunt oarecum inactive aici și acolo și probabil că și active în alte părți, dar nu există o conștiință a ceea ce am spus eu înainte asupra faptului că pierderile sunt uriașe. Deci energiile ar trebui să fie mult mai mari și mult mai puternic ancorate în activitățile zilnice. Dă-ne un exemplu de biserică care era în evidență, într-o stare acceptabilă. În evidență, deci aș începe cu cazul Pojogen, să zicem, pentru că este un caz pe care l-am și rezolvat. Această biserică pe care o vedem este o biserică monument istoric în județul Gorj, lângă Târgu Cărbunești, și care pe pisanie pe care o vedem aici, este menționată construită la 1791, probabil mutată cel puțin încă o dată după semnele pe care le are pe grinzi, și care noi am găsit-o într-o stare de colaps. Trebuie să spun că... În evidență ea cum era? Ca ținându-se în picioare. Era o biserică pe lista monumentelor. Punct. Da. Nu exista documentare.
Și ea a fost găsită în starea asta. Ea a fost găsită în starea asta de un grup de studenți care au oferit serviciile benevole de a face, de a face un releveu și care împreună cu o asociație... Asta este interiorul bisericii. Asta este chiar masa altarului. Masa altarului cu... se văd pereții asta în jur este în și podelele. Luna iulie. În luna iulie anul acesta. Da. Deci grupul de studenți din Timișoara care a făcut releveu, susținuți, îndrumați în fine și de o asociație Artis care acționează în zona aia, au găsit această situație. S-a pus problema acut dacă starea de colaps în care se află merită sau nu să ne determine să facem ceva. Pentru că asta era de fapt distrusă. Da, deci, era ce vedem stare aici de colaps. Da. Trebuie să spun că s-au împărțit în două tabere echipa de acolo. În privința mijloacelor, a ceea ce e de făcut. În privința ceea ce e de făcut. Da. Și am făcut o tură împrejur ca să vedem dacă trebuie să spun că cimitirul era părăsit, preotul a zis, aici nu se mai slujește, faceți ce credeți cu ea, nu ne interesează, comunitatea are alt loc, Pojogeni, dealul Ocii, unde e aici, este o localitate care este acum în Târgu Cărbunești, preluată și atunci există mai multe biserici. Iartă-mă că te întrerup, Șerban, avem și mecanismul în care, prin care patrimoniul se degradează. În momentul în care biserica n-a mai fost biserică de cult și preotul cu enoriașii au abandonat-o, i-a început să degradeze. Dacă asta ar fi continuat să slujească în ea, nu se degrada. Asta e un lucru care ar trebui să-l discutăm puțin, imediat, pentru că e un pachet interesant. Deci aș vrea deocamdată să spun că după ce am căutat o școală sau un spital sau un loc unde ar putea să fie mutată, am găsit această mănăstire, Cămărășasca, care se află la 15 km, în aceeași comunitate și unde maicile au acceptat să fie adusă biserică. Să primească biserica. Da. În fața mănăstirii, bisericii de mănăstire. Undeva alături de biserica veche, cu scopul de a fi folosită ca biserică de cimitir pentru maici. Chestiunea asta ne-a determinat să începem în 2 septembrie transportul bisericii, demontarea ei. Asta e fundația pe care ați am săpat-o. Am făcut fundația și când zic am, este vorba de fapt de o echipă atestată de maramureșeni care lucrează la muzeul de la Astra din Astra Sibiu. Sibiu, da. Și care în 35 de zile au fost în stare să ridice biserica înapoi cu absolut toate elementele care se mai țineau în picioare și cu completarea lor cu elemente noi. Deci părțile care sunt mai deschise la culoare reprezintă urne înlocuite. Acum, ceea ce este remarcabil aici... Căpriorii au fost schimbați complet. Căpriorii, da. Șița din nou. Pardoseala din nou. Însă a rămas totuși o mare parte din substanța originară și biserica a fost salvată, mai am încă două fotografii, după ce această echipă, care a fost secondată de un arhitect tânăr, care a stat acolo zi de zi, învățând lecția. Învățând-o de la cine? Învățând-o de la meșteri. Și cu un caiet de sarcini au putut să o termine. Asta este biserica terminată. Uitați-vă ce bijuterie a rezultat. În 35 de zile. Șerban, dar trebuie pus... Nu, țin-o tu pe ea acolo și să pun și eu asta aici. Cam asta s-a făcut. Cam asta s-a făcut, dar din ce bani? Pentru că s-a pus în cât timp? În 35 de zile. În 35 de zile. Cu 19.000 de euro. Bani care au venit numai de la persoane particulare. Și prin, cum să zic, ofertă, pe baza unor informații pe care le-am împrăștiat, așa cum ne-am priceput. Pentru deci că am o inițiativă un privată strict. Strict. La întrebarea care sunt oamenii, care sunt instituțiile, oamenii sunt studenții care au făcut releveurile astea și au semnalat situația. Instituția este ONG-ul Artis pe care l-ai pomenit. Nu numai. Aici trebuie să spun că e un proces care se tot lărgește. Dacă releveul a fost inițiat de Artis, dar nu numai,
trebuie să spun că RLV ăsta e făcut de artist, dar Universitatea de Arhitectură din București a făcut 28 de RLV cu 200 de oameni în aceeași perioadă în 4 județe. Ce oameni? Studenți? Studenți profesori? Din anul 5, îndrumați de profesori. Au făcut o treabă uluitoare. Studenții de aici nu au fost îndrumați de profesorilor pentru că au venit benevol din Timișoara și au zis vrem să facem asta. Voluntariat. Voluntariat. Extraordinar. Nu sunt singuri. Dar cum au știut să fie voluntari pentru această cauză? Cum ai făcut publicitate? Noi lucrăm în ultimii 3-4 ani verile la proiecte practice, workshop-uri sau tabere de vară, unde încercăm să reabilităm case sau tehnici tradiționale. Și atunci, în baza acestei chestiuni, tot ce s-a întâmplat cu acest raport sau părți din el a fost comunicat. Și atunci, imediat, cum v-am spus, raportul ăsta, în măsura posibilă, a fost transpus în practică. Și practica ne-a făcut să ne unim și să facem un parteneriat acum, împreună cu Academia de Arte București, cu Universitatea de Arhitectură, cu Muzeul Țăranului și cu Ordinul Arhitecților și să facem un grup care încercăm să acționăm cumva complementar, completând ce știe unul cu ce știe celălalt. De exemplu, eu, ca cetățean, locuitor al Bucureștiului, eu cum pot să ajut conservarea patrimoniului? Situația mea e diferită față de a enoriașului din Târgu Cărbunești, unde era în cimitir această biserică. Care ce putea să facă? Enoriașul, și aici este poate partea cea mai slabă a acțiunilor noastre, este deocamdată complex separat de această poveste. Noi am făcut o expoziție la Muzeul Țăranului cu toate aceste biserici. Ne ducem acum cu ele în județele pe care le-am cercetat, dar la Enoriaș ce ajunge? Asta e întrebarea. Cum poate el să înțeleagă sau dacă i-ai reparat biserica, nu o să o lase în părăsire cum a făcut-o cu cele trei biserici pe care Horia Bernea le-a lăsat in situ după ce le-a cumpărat, le-a lăsat in situ, le-a reparat și ele nu sunt foarte bine întreținute? Și atunci problema s-a pus ce strategii poți să aplici. Și în felul ăsta am ajuns la un concept mult mai larg și anume cel de peisaj cultural. România a aderat la Uniunea Europeană, există o lege, există un concept care se cheamă întreținere, salvare, peisaj cultural și iată că aceste biserici, care sunt sute, împrăștiate în diverse locuri, foarte multe pe trasee turistice, ar putea să capete, pe lângă componenta de cult, și o componentă legată de un turism cultural. Evident că da. În momentul în care am sesizat că lucru în front, 60 de biserici, conform discuțiilor cu doctorul Arafat, poate porni, atunci ideea de peisaj cultural s-a decantat, traseele, care deocamdată să zicem că sunt foarte clare, între Hurez și Târgu Jiu, au putut să fie îmbogățite cu niște trasee mai scurte, mai mici, în fine, niște capilare, să le spunem, către aceste biserici, care dacă ar fi reparate, atunci ar putea fi vizitate. Dacă ar fi vizitate, conștiința, mândria, sentimentul de apartenență al localnicilor ar putea să fie să-l întrețină, da. Întreținut. Și a mai apărut și ideea atunci că am putea să facem niște calendare în care, pe lângă enumerarea zilelor anului și a sărbătorilor, imaginile să fie cu imagini cu cele din biserica monument a satului lor. Deci calendarul de la, să zicem, ZAM, de la Biserica Sălciva, cu cel de la Biserica de la Târnăvița, să fie diferite. Fiecare să aibă propria imagine. Deseori, o biserică nouă este pusă la câțiva pași de biserica veche. Biserica nouă e cea în care se slujește, în care se dau bani și în care preotul este activ și biserica veche este biserica părăsită, aia de patrimoniu. Aia
de care trebuie Ministerul Culturii să ocupe. Da. Și preotul spune asta și Săteanu. Este calea cea mai sigură ca să se degradeze. Da, deci într-un fel se mortifică lucrurile, se părăsesc. Și atunci una dintre chestiuni care cred că poate să intre în strategia de a reabilita nu este numai acțiunea asupra bisericii vechi, ci este și modul în care o integrezi în împrejurimi, în vecinătățile imediate. În viața de zi cu zi. Problema e să nu fie expulzată din viața de zi cu zi. Da. De când ne ocupăm de treburile astea, aș putea spune că sunt mai multe semne bune decât ne-am așteptat și mai puține semne proaste. Vreau să spun însă o întrebare referitoare la sătenii care, îmi vine să spun folosind o metaforă, au încetat să mai fie țărani. Adică sunt un fel de locuitori ai unui țesut nu sătesc tradițional, ci urban degradat. Și anume sunt acei locuitori ai satelor pentru care casele vechi tradiționale, unele superbe și artistic lucrate extraordinar, dar care sunt superbe prin faptul că conservă formele tradiționale frumoase, s-au dezgustat de casele lor și vor să le înlocuiască cu case făcute cu bolțari, cu case făcute cu betoane, pentru că asta exprimă noul standing. Întrebarea este ce faci cu oamenii care ei vor să scape de aceste case vechi, nu mai vor să le întrețină, vor să le schimbe complet forma. Mie mi se pare că vorbind lucrurile au rezultate. În realitate e puțin mai greu, dar sunt câteva imagini din Gorj. Asta e o casă monument istoric care de fapt nici nu mai există, e în colaps total. E țărănească, are niște calități formidabile, artistice. Cred că educația, și din cauza asta raportul conține un tronson. Capitolul 2 se cheamă Educația, formarea și informarea în domeniul patrimoniului construit. Educația este factorul esențial. În momentul în care mândria de a-ți aduce aminte că bunicul tău a avut strana pe dreapta în biserică și e scris, în momentul în care ai mândria că în această casă s-a putut învăța și omul s-a ridicat de acolo și a ajuns nu știu ce, lucrurile se schimbă. Procesul de schimbare însă nu este mult mai lent decât procesul de degradare? Este mult mai lent și din cauza asta ceea ce poți face acum e ceea ce a făcut și acest arhitect care a fost acolo la Pojogeni și care în timpul după masă, când oamenii plecau de la lucru, își lua mașina și făcea o listă de case care au mai rămas, care sunt interesante, a strâns vreo 60 din împrejurimi, pe care le-a listat. Precis, mare parte din ele vor dispărea, dar în momentul în care lumea, cum e, poate în zonele mai puse la punct, mai cultural, cât de cât, Maramureș, Bucovina, lumea începe să simtă valoarea, o să treacă într-o fază kitsch, brutală, de imitație, pe care n-ai cum să o eviți, dar o să treacă după aia și într-o fază de rafinament, pe care n-ai cum să o negi. Există oameni la ora asta în România care simt sau știu destul de multe lucruri. Dacă tu i-ai educa pe acești oameni de la început, bine, lucrurile ar fi mai simple. Eu fac o experiență de genul ăsta acum. Undeva într-un sat care se cheamă Țibănești, undeva în Moldova. Țibănești? Da. Unde era moșia lui Pepe Carp. Da, unde era moșia lui. Și unde am adus un francez. Tu ești rudă cu Pepe Carp. Da. Din cauza asta încerc să fac acolo, pentru că pot să hotărăsc anumite lucruri singur. Am adus un fierar francez care a stat un an acolo și acum a venit alt fierar francez. El n-a venit acolo ca să facă, ci ca să învețe pe alții să facă. Deci elevii de la școala, din liceu de acolo, pot să vină la atelier și să facă practică
cu un feronier de artă, care este un foarte bun cunoscător al tehnicilor și care poate să învețe lucruri. În momentul când acești copii învață cum se lucrează fierul, vor fi mult mai atenți la ușa bisericii din satul lor, care până atunci era ceva indiferent pentru ei. Ca să prețuiești lucru bine făcut, trebuie tu însuți să fii capabil să faci un lucru bine. Asta este clar și, pe de altă parte, cred că relațiile pe care încercăm noi să le facem în aceste workshop-uri de vară sunt cele firești, anume în toate echipele în care sunt arhitecți sau studenți la arhitectură, și sunt și din străinătate numai de aici, totdeauna sunt invitați săteni și copii. Fiecare învață ce poate și înțelege ce a văzut pe măsura lui. Și sătenii cum privesc asta? În primele zile, oricum suntem niște ciudați. Dar vreau să spun că la Țibănești toți copiii și preotul satului, după aceea s-au dat pe brazdă și am făcut un sfeșnic pentru biserică pe care l-am donat acolo și toți au lucrat la acest sfeșnic. Adică au bătut fierul pentru el. Și chestia asta te face să crezi că, de fapt, indiferența este problema, nu lipsa de calități a oamenilor. De fapt, sunt oameni foarte capabili, dar care nu sunt îndrumați într-o direcție, să zicem, echilibrată. Pentru că nu trebuie să faci numai asta toată viața, să ai grijă de monumente. Dar trebuie să acorzi pentru moștenirea asta și acea luptă de care ziceam la început, de a putea să o transmiți mai departe. Și asta trebuie să fie un lucru firesc. Nu este pentru că te obligă cineva. Este pur și simplu ceva normal. Ai făcut aluzie la ceea ce am spus înainte de emisiune, anume un vers din Faustul lui Goethe, care spune că ceea ce moștenești de la părinții tăi se câștigă prin luptă. Moștenirea nu e ceva pasiv, e ceva pentru care trebuie să lupți ca să o dobândești cu adevărat. Da, da, și să o dai mai departe. Da, de fapt, îți aparține pentru o perioadă de timp. Da. Dar spune-mi, alții au făcut mai bine dintre cei care, din țările din jurul nostru care au trecut prin perioada comunistă? Au un alt raport față de patrimoniu? E dificil de răspuns, poate nici nu sunt cel mai nimerit să spun părerea, dar aș putea spune că, și aici l-aș cita poate aproximativ pe Ștefan Mănciulescu, iarăși o persoană care a locuit și lucrează și dincolo și aici, dincolo fiind în Franța. El a sesizat un lucru important, că ar fi bine să recunoști întâi că anumite lucruri nu le-ai făcut bine pentru foarte mult timp. Și de-abia după aceea poți să faci curățenie și să începi să iei lucrurile de unde trebuie. În momentul în care vezi cât s-a distrus în Iugoslavia, de exemplu, cu războiul care a fost acolo, ce formidabilă listă de monumente au dispărut și de care nu se pomenește nimic, dar pe care acum diverse echipe internaționale încep să le repare. În momentul când în Cehia avem biserici de lemn, pentru că noi suntem undeva între partea de sud și partea de nord a Europei, unde sunt mii de astfel de biserici, dar care sunt mult mai bine întreținute. Există tehnici, există echipe care știu să facă treaba asta. Ar trebui să ne uităm și să fim foarte atenți în ce măsură ceea ce vorbim poate fi și aplicat. Dacă spui că trebuie să ai grijă, acorzi bani pentru asta, dar n-ai meșteri, ești degeaba. Strici, pentru că vii cu tehnici moderne. Nici nu mai poți să faci nimic. Ai nevoie de șindrilă și nu știu unde să o găsești. Ți se dau bani să faci treaba și nu găsești meșterul. Asta e o chestie care ține de educație, de pregătire,
de bresle și de întreținerea unor meșteșuri, care nu înseamnă că dacă le întreții ești arierat sau paseist, înseamnă că acorzi asistența necesară, nu numai intelectuală, dar și practică, pentru ca obiectul ăla să poată să supraviețuiască. Și iată că ajungi la un subiect foarte dur care se cheamă școlile de arte și meserii. Brâncuș a făcut această școală. Noi nu mai avem acest sistem acum. Există companionajul francez, acele calfe care umblă prin toată țara și acum prin toată Europa și acumulează cunoștințe. La fel și în Germania. Sunt meșteșuguri care nu dispar acolo, care sunt întreținute și sunt îmbogățite. Înseamnă că la cele patru elemente, oameni, instituții, buget, legislație, mai trebuie să adăugăm unul. Țesut profesional, nu știu cum să-l numesc. În care... Așa, un derivat al educației. Da, da, da. Adică oameni care să știe să facă o fereastră, să știe să tragă un fier, așa mai departe. E esențial. Degeaba desenezi, degeaba îl plătești pom dacă el nu știe să facă asta. Clar. Dar și cum de țări avansate au reușit să păstreze aceste meșteșuguri? Cum este Franța, a evocat cazul fierarului francez care a venit să învețe pe cei de la Țibănești, iar noi l-am pierdut. E un lucru firesc. Noi l-am pierdut după cutremur, când Ceaușescu a desființat acea direcție a monumentelor, care avea un departament, în fine, își făcuse în zonele în care lucra o întreagă falangă de oameni care știau să facă și pietrărie și lemn și care a dispărut între timp. Chestiunea asta ar trebui redescoperită și nu numai atâta, pentru că oamenii știu că au nevoie, dar ar trebui susținută de stat. Asta e o chestie care... Susținută de stat la început, dar ca să fie durabilă, ar trebui să fie susținută de comanda socială. Da, și din cauza asta aș vrea să revin puțin, să fac așa o buclă și să spun că, apropo de peisajul cultural, există o acțiune a Ministerului Agriculturii care este foarte bună în sine, pentru că încearcă să stabilească modul cum intervii la pensiunile turistice din mediul rural. Adică care sunt criteriile pe care trebuie să le accepți și care sunt lucrurile pe care nu poți să le accepți. Și pentru chestia asta există un început de colaborare între arhitecți și minister. Ministerul Agriculturii? Agriculturii. Și în același timp că, oarecum în aceeași evantai, a intrat acum Ministerul Turismului, care a sesizat că aceste capilare la drumurile principale turistice, capilare în care se află puncte importante, cum sunt bisericuțele de lemn sau altele, pot deveni atracția multor persoane și deci un obiectiv turistic pe care ar trebui să-l susțină. Și din cauza asta s-a obținut pentru aceste biserici o sumă minimă numai pentru intervenții de urgență. Din partea Ministerului Turismului? Din partea Ministerului Turismului. E o chestiune foarte nouă, extrem de importantă și care va trebui să fie fructificată, pentru că altfel nu o să știm ce să facem la primăvară. Este o chestiune care ține de felul cum îți organizezi etapele, pentru că în toate aceste monumente, de fapt, plouă, sunt mii de metri de pictură care nu conțin numai un meșteșug bun, dar și o informare colosală asupra felului cum se trăia, cum se îmbrăcau oamenii, ce meșteșuguri erau și care le descoperi în iconografia picturii țărănești de pe pereții bisericilor. Șerban, am ajuns la sfârșit și vreau să te întreb, ești optimist? Eu sunt optimist, da. Ca unul care lucrează efectiv, ai optimismul lucrătorului. Dar pentru cei care stau deoparte și chibițează, dacă îi pui în ecuația patrimoniului și pe cei care nu vor, nu le pasă,
ori doar chibițează? Dacă pui în fața ta obiectul de patrimoniu, ar trebui să planeizezi conflictele și să te duci cu către ținta asta de salvare, care mi se pare ceva normal. Deci sunt optimist, mai ales că nici mai mult, nici mai puțin decât ieri seară, doi studenți de la arhitectură din anul 6 au venit în fine la un alt grup care se cheamă Arhitera și au spus: noi vrem să facem practică 3 luni pe un șantier adevărat, să ne facem diploma în funcție de ce vom descoperi în astea 3 luni și să ne facem meseria în funcție de ce am făcut la diplomă. Admirabil. Deci este un lucru care n-ai cum să nu fii optimist dacă auzi din partea unui tânăr de 20 de ani chestia asta. Îmi vine să le spun tuturor, să redefinim patriotismul. Patrioți sunt cei doi. Da, nu. Și încă mulți alții. Și încă mulți alții. Adică un tip de atitudine, da, nu verbalizarea sentimentelor de dragoste, ci dați de lucru mâinilor voastre și faceți ceva pentru patrimoniu. Îți mulțumesc foarte mult, Șerban.